Vrei jocuri șmechere și ieftine? Intră acum pe G2A, link în descriere. Bine v-am găsit, băieți, la un episod din seara de GTA 5 online. Suntem aici împreună cu Lecturicul și avem un challenge foarte greu, extraordinar de greu, pe care vreau să-l facem astăzi și pun pariu că și Lecturatul va fi de acord. O să luăm balistic echipamentul și o să mergem cu el în baza militară. Cine moare primul trebuie să-i dea celuilalt 200 de lei. Ai înțeles bine, Lecturicule? Asta este ideea, deci pe 200 de lei, da? Pe 200 de lei? Da. Cine moare primul? Da. Ești gata? Da. Bine, și atunci mai facem pe 100 de lei cine ajunge primul. Pa. Bă, stai puțin că duci cu motocicleta, bă. Olea! Ăsta ajunge imediat. Și mă duc să mă dărâng și peste cap. Bă, ești nebun. Grasule, câte like-uri să strângem la episodul ăsta? Ia, pentru stuntul ăsta pe care l-am făcut eu acum, 7000... Da? 7000-8023. Nu, 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 păi nu știu o sumă reală, nu de ăștia fictive. Bine, mă, 7833. Băieți, 7833, vă rog frumos să apăsați chiar acum butonul de like, aș aprecia enorm. Și de asemenea și butonul de share, pentru că ne ajută foarte mult dacă vreți să-l ajutați pe fratele Bercea. Alta am nevoie, nu de bani, nu de nimic, doar de un like și un share la acest video pentru a-l urca cât mai sus. Pentru că e păcat să vede, să nu vadă toată lumea cum o să iau banii fraierului. Și dacă vă întrebați ce am aici, mi-am stors ieri un coș și aici și aici și mi-am făcut rană, că eu așa fac. Eu sunt mai hardcore așa. Și de asta, să nu vă speriați că am ceva aici, un herpes, ceva, nu. Bă, dar eu cade pe motocicletă, asta în continuu, rasul. A. Și a zis că cine ajunge primul îi dă celălalt 100 de lei, băieți? Da, și nu fusești de acord. Ce, bă? N-a zis că nu. Ba, da. Băieți, vreau să scrieți voi în comentarii ce și cum. Că Lecturicul nu prea știe să mai conducă, cu vârsta îți pierzi anumite calități, știi? Da, da. Bă, sigur că da. Stai așa că o să vină fraierul și ce mai... Hai că e bine. Îmi greșu. Ok, hai. Aoleu, vine, îl văd că e aproape. Hai, Bercică, hai! Cine ajunge primul la baza militară? Asta are, nu-i corect, bă, că tu pleca și înaintea mea, eu mă lovi. Păi nu, că tu luai și în partea opusă și nu știu de ce, adică, pe bune. Opa! Nu, 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 nu. Gata, hai, bravo. Bă, de ce? Bă, 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 du-te, bă, de aici, bă, ce, bă, ce? Bă. Du-te, bă, de aici, mă, sări ăsta pe motocicletă fără să fac nimic. E, lasă, vrăjel, ai făcut știu ceva. Păi ieși în decor, dar nu mă lovi de nimic, și ăsta că sunt pe motocicletă. Bă, bă, dar de ce mă băgă primul la știină? Că nu știi să joci în puii mei, de-aia. Că tu pe ce parte vrei să intri? Intrăm pe partea asta de înspre noi, cum ar veni. Care parte de înspre noi? De înspre orașul nostru, ce zici de asta? Bă, hai că ajuns să-i. Deci 100 de lei grasule. Da, mă, să crezi, tu nu fusești de acord, mă pup în ceacă. Băieți, vreau să scrieți voi în comentarii chiar acum. Trebuie să-mi dea 100 de lei sau nu? Bă, nu fusești de acord, zisei să mergem. A, nu, bă, că tu ai motocicletă. Așa zisești. Bă, nu să-i nu. Bă, mă faci să... Nu, că tu ai motocicletă. Mă faci să opresc acum filmarea și să mă uit. Nu mai contează, bă, dacă comentași. De ce comentași? Hai, vino aici să luăm echipamentele. Ho. Ok, deci apăsăm pe M la service erau parcă, da? Nu, la inventory. Și avem aici Ballistic Equipment Service. Mai dă-l și 5.000 de dolari de quest. Heavy quested. Îmi arată că aici ești ăla. Deci intrăm amândoi odată. Ia mă ia. Ia-te amândouă avioanele, bă, că de la aruncare în aer. Unde sunt? A, da, bă. Bă, ești nebun? Bă, da, oare dacă o să încercăm noi să tragem după avioanele alea? Da. Gata, mă. A, nu, mă, că... Ia-te-l și baltul în spatele tău. Hai că le luarăm și noi. Nu era mai simplu dacă... Dacă gen... Le luam cum se numește? Mamă, ce am dat cu acest ăsta? Lasă-i, 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 lasă-i. Ia. Trag în noi. Bă, oricum, ăștia nu cred că o să ne afecteze cine știe ce. Rupe bariera asta. Bă, de ce nu se rupe bariera? Nu știu că și-o încerc aici. Nu trage mine, bă. Nu trage în tine, tu nu vezi, ești chiar. Ok. Hai să vedem, deci, challenge-ul cum ar veni a început, grasule. Ba, au niște elicoptere sau mi se pare mie. Da, cine rămâne ultimul de celălalt 200 de lei. Bine, putem să tragem amândoi, știi? Adică gen că ne ajută. Bă, da, e mișto oricum ăsta. Bă, doar refer explodează ăștia.
Puh, mai ales când tragem unul, doi. Iată așa că mai vine unul. Da, cu tancul o să fie nasol. Bă, dar cred că dacă îi tragem un motoare, cred că îl dovedim. Gata, roșie la foc. Haide, haide să mergem cu alea pe... Aha, că să nu vină ăștia cu tancurile. Bă, loc, bă, loc fuc iarba, bă. Da, mi se pare că... A, da? Da, ia uite. Da, bă, ia uite. Dar nu cred că putem să ne urcăm la volancul ăsta, nu? Nu, nu, nu te las, nu te las, nu te las. A, uite, era bine că stăteam aici, știi? Da. Și mă reia cu el. Mamă, chiar că... Care dragi mă? Sau băieții! Hai să facem unii să-i ciurim. Haide, haide pe aeroport, că poate vin și ei cu tancurile. Păi da, da, ajungem greu așa. Ideea ar fi să nu vină cu tancurile. Că ălea cred că ne cam scot din schemă. Dar le facem față. A, dar cred că nu pot, nu trec lanțele prin gar, sau mi se pare mie. Ba, trebuie să trec. Ia uite, că fac gaură pe clădire. Ce vreți, mă, ce trageți, mă, voi noi cu pișcaricele alea? Bă, bă, da. Bă, și de unde a părut rău pe aici? Nu știu. Ce, ceva este putre de Danemarca. Bă, da, știi că nu luăm bine pe aici, nu? De ce? Mi se pare că nu putem. A, sau cred că putem. Ia stai că e o gaură în gard aici. Hai, vină cu așa, lasă-i pe, ia stai. Vin, vin, da, dacă își atrag după mine. Bă, ești nebun! Ce? Rupsă-i semnul ăla. A, da? Da. Ia uite, rupsă, dar bariera nu. Ce? Ăsta se rupsă, dar bariera nu. Da, bariera nu. Bă, da, cum e ciuru ea arma asta, bă. Bă, da, fii atent că ăsta nu e orice minigun, bă, dar cred că e mai șmecher decât al nostru. Bă, asta mi se pare și mie că parcă le explodează mai repede. Prea repede, ia uite și tu. Îi perfurează imediat. Hai pe aici. Ce, ce bug tâmpit se întâmplă? Mm. Explodarea asta, mașina asta din stânga, explodat și tu. Explodă și unul era în ea și încă trăgea noi. Mașina da? Explodată. Da. Probabil de la lag, de la ce? Păi cineva tot trage mine de mine. Din spate, cred că trage. Din spate. Uite. Copii. Hai mă, hai, să vină și un tank. Militarii ăștia rezistă cam mult, nu înțeleg de ce, sincer. Și până te ciurie, frate, adică nu e ca și cum să zici că tragi un glonț, îi tragi 100 pe minut, pe secundă. Mă, dar l-ai explodat de nou. Mă, tăla, cred că e bubuit. Bă, la fel, ia uite și tu trag într-unul și nu moare, ia, 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 ia. Am grasul, ia uite ce vin din spate, uite trei. Aude ca furnicile sunt. Trage grasul. Aude. Tu să seama, băi, grasule, să intri niște psihopate așa în baza familiară. Ia hai, mă, să ne ducem să primim și niște tancuri puțin. Bă, hai să distrugem și hidrele și avioanele. Dai. Oh. De caz, mă, de aici. Presa, 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 presa. Ce presă? Ce presă? Tancurile. Unde sunt? Spate, ia uite, le trage. Mamă, am belicat rasul, grasule. Mi-a părut bine? Da, de ce mie? Mamă, trage, trage, trage în el, trage, 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 trage. Aha, hai că mie trage. Ia, ia. Trage în continuu, trage în continuu. Mayday, 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 mayday. Wow, mamă, aaa, păi sunt mort. Dacă mai dă una. Eu fug. Bă, dar rezistă tancul ăla. Mamă, dacă... 200 de lei. Ma, ma, bă, ma. Să nu mai mine, mă, că tu ce... la fugă. Bă! Ce? Bă, ce trag așa o gloasă? O groază de gloanțe. Stai așa, păi da, și pe mine, mă, îmi dă doră vreo 5-6 torpile, trebuia să mă omoare. Păi și mie, uite și tu. Bă, ce ești nebun, ce au tras milogii. Cu tancurile lor. Ce vreți, mă, milogilor? Băieți, teoretic și practic am ceva. Bă, gata. Am câștigat și eu 200 de lei. Pune, mă. Ce e să nu se pună, mă? Păi e vina mea pe că... Ce e asta? Dar inițial, pe mine îmi mă țintiră. Păi acolo aș la fugă. Ce vreau? Păi bă, nu. Dar oricum, mă enervează că ei nu, că ei cam rezistau așa. Da, oricum, tancurile n-avem ce să facem. Hai să furăm niște hidre până în alta. Asta-i mașina. Păi încerc, dar nu vreau să sărge. Asta-i dar în spate, la partea față. E față, e față, e față. Bă, dar de ce omoră poliția? Că doar fură o mașină, nu muri un om. Nu, că trebuie să fie înainte, stai liniștit. A. Asta e cu totul altceva. Da, bă. Deci sunt mai bogat cu 200 de lei, grasule, asta este, sunt foarte fericit, băieți. S-o crezi tu că ți-i dau. Ce, bă? Ești nebun. A, atunci ai păi, dar filmez, vezi că ai terminat 2 zile. Că dacă nu pun pe oamenii, să-ți aducă un gât și tot supraviețui.
Fii atent pe mine, mă lași la primul ăsta și după aia duci la următorul. Vezi că-s două aici. Mă, ce faci, mă? De ce să te mergem aici unde sunt două ca să vină și-o stragă noi? Sigur. Păi da, dar aici mi se pare că nu-s mereu hidre. Cum să nu fie? Uite una aici. Da, așa să trag una. Gata? Și tu duci la următorul. Te-am pupat. Let's go, Echita. Ce se dură? Mamă. Fugi, bă, eu sunt gata. Bă, și eu acum încerc. Mamă, tank! Unde? Mă omorâră, bă! Cum te omorâră, mă? Mă omorâră, Milogi. Bă, trebuia să le luăm pe alea, mă, de reau aproape. Stai că mai vin o dată. Bă, ce repede distruge avionul ăsta, tankul, bă, cu gloanțele, ești nebun? Da? Sunt cu el, mă învârf cu el prin baza militară. Ia uite, mă! Mamă, praf! Nesimțit-o care ești. Și-o moldoaca, e scuracă și-o moldoaca. Stai că mai încerc o dată și... Că vreau să fur neapărat o hidră. Pe bune! Ce făcuși, mă? Veni unul cu mașina și veni kamikaze în mine. Păi tu erai cu avionul, ce căuta în sus? Ce? Tu aveai avionul, ce căuta sus? Mașina. Mă, stai puțin, tu zburai și veni unul cu mașina. A, nu, bă, eram pe pistă. Aha. Nu zburam. Oh, domnule. Holy moly, auzi cu ăsta. Uuu, îmi zic o patru decât decât îți împrumutai și o mașină pic. Decât intru cu ea în baza militară și ți-o dau înapoi. Da, sigur că da, nu pune nimeni presiune pe tine, grasule. Dar nu pune pe tine pe grasule. Tancul. Băi, mă duc să fur tancul. N-ai cum, mi se pare, a? Zici? Da. Ia uite, ia, uite prostul, nu trage, nu! Prostul. Deci mă urcase în pel și mă doborâ cu trompa, știi? Păi ce, poți să-l furi sau te urcași tu pe el așa? Băi, mă urcai pe el, crezui, da, păi nu știu dacă îl fura sau nu, dar mă urcai pe el. Oricum, băi, cam atât cu acest episod, se pare că am câștigat 200 de lei, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. O să vă țin la curent dacă mi-a dat banii sau nu, nenorocitul, și noi sigur ne vedem data viitoare, pa, pa. Ce nesimțit.